Centura feroviară este un proiect pe care noi dorim să-l implementăm. Ministerul Transporturilor, Autoritatea de Reformă Feroviară, CFR Infrastructură, un tren care să pornească din Gara de Nord și să ocolească pe un aliniament existent, pe o cale ferată existentă, Bucureștiul. El va circula la intervale precise de timp, însă vizăm și un trenuri pendulă din area metropolitană în zona de centură, adică să zicem Buftea, Chitila până la Progresul sau să pornim de la Brănești, zona Fundulea Brănești, până la Laser la Măgurele. Adică putem să asigurăm prin infrastructura existentă și insist pe acest lucru pentru că avem infrastructura, doar trebuie să o armonizăm și să o ajustăm în pe aici, pe acolo, să spunem, și putem să asigurăm niște destinații absolut noi în area metropolitană a Bucureștiului. Proiectul este conex și cu proiectul de cale ferată la Otopeni. În momentul în care se va pune în operare calea ferată directă spre aeroportul Otopeni, adică terminalul de pasageri Otopeni, va fi pusă în funcțiune, putem să asigurăm niște legături foarte interesante, spre exemplu, de la aeroportul Otopeni la Laser la Măgurele sau de la aeroportul Otopeni la Jilava, cu trenuri directe, care în 30 de minute să parcurgă întreaga distanță. Ceea ce urmează să facem este să definim locurile de intersecție, de convergență cu pasagerii, atât din București cât și cu pasagerii din area metropolitană a capitalei. Deci avem stații care există, care au fost folosite în trecut când se opera pe această linie și avem puncte de oprire la intersecțiile cu drumurile naționale și cu străzile din capitală, puncte de oprire pe care acum CFR Infrastructură le-a proiectat și într-o lună de zile le și construiește. Primele trenuri vor circula în primă fază din Gara de Nord până la Gara Progresul. Nu acestea sunt însă principalele zone de atracție, ci însă și spațiul prin care vor circula aceste trenuri, adică vor conecta localitatea Chiajna, localitatea Domnești, localitatea Măgurele, Laserul de la Măgurele, Jilava, adică localități cu mare densitate a populației. Pe de o parte, pe partea dinspre București, dinspre interior, practic grefăm marile cartiere ale Bucureștiului. Vorbim de Militar, vorbim de cartierul Drumul Taberei, cartierul Alexandria, Rahova, da? Sunt cartiere care sunt, dacă vreți, sufocate din punct de vedere al transportului și proiectul poate să vină ca o descongestionare cel puțin parțială a ce înseamnă tranzit în București și în zona metropolitană. În zona Laser Măgurele avem două puncte de oprire. Odată va fi punctul de oprire la intersecția cu actualul drum care leagă Bucureștiul de localitatea Măgurele, iar un alt punct de oprire va fi chiar în dreptul zonei de cercetare, polului de cercetare Măgurele. Nu va fi o stație așa cum o gară propriu-zisă, ci va fi un punct de oprire cu peron acoperit care să asigure relația cu zona de cercetare. Prima etapă în 2017, Gara de Nord, Gara Progresul și cu o conexiune tot pe o linie ferată existentă, Gara Băneasa până la Gara Obor. Practic, ocolim de la nord la sud, prin partea de vest, capitala și drenăm marile cartiere și localitățile limitrofe. A doua etapă, care estimăm a fi realizată în 2018, este închiderea inelului. Înseamnă, practic, să ocolim Bucureștiul pe calea ferată în ambele sensuri și să conectăm, dacă vreți, zona Otopeni, zona Băneasa, Cernica, Jilava, toate într-un proiect integrat și matur. Aceasta ar fi faza a doua. Faza a treia, care este o fază îndrăzneață, dar credem în ea pentru că este fezabilă, este conexiunea trenului cu metrou. Asta înseamnă să avem un peron în care în stânga să avem un tren de călători și în dreapta să avem metrou. Adică relația dintre urban și extraurban într-un nod dintre acesta multimodal de pasageri. Conexiunea cu metrou se va realiza atât în zona Berceni cât și în zona Preciziei. Se va realiza destul de facil pentru că metroul iese deja la suprafață acolo și conexiunea cu calea ferată se face foarte, foarte rapid și foarte ușor. Un al treilea punct pe care îl vizăm, dar acesta va fi un pic mai greu de realizat, în zona Pipera, adică metroul să fie prelungit cu un kilometru, un kilometru și jumătate până în apropierea căii ferate București-Constanța, dacă vreți, în zona Petricani. Și acolo să fie din nou un nod multimodal tren-metrou. E un proiect în care este matur și care
cred că e mai mult decât un proiect, pentru că modelul acesta îl putem extrapola și la alte zone urbane aglomerate din România, pentru că sunt zone și căi ferate industriale care nu sunt folosite, sunt căi ferate care sunt folosite, dar nu sunt folosite la maniera aceasta să deservească și urbanul, nu doar marile localități. Percepția este când urci în tren, mergi 500 de kilometri și cobori după 10 ore, să zicem. Nu este un lucru nou la nivel european, însă trenul regio-urban este deja consacrat în țările din Europa Centrală. Este un tramvai modern, să-i spunem, care leagă pe distanțe mici zona limitrofă a marilor orașe. Noi îi spunem tren regio-urban, este un nou concept, spuneam, opriri destul de dese, la fel ca un metrou din 2 în 2 km, să spunem, cu un orar cadențat. Știm exact că la și 20 din oră în oră sau din jumătate de oră există un tren care să ne lege de diverse puncte ale capitalei.